Salutare, oameni buni! Eu sunt Remus și a venit timpul să tragem concluziile acestei săptămâni, acestei pregătiri de concurs în Ibița. E prima dată când merg în vacanță, așa aproape de concurs. Am mai fost în vacanță în Grecia, dar cu o lună înainte de concurs și a fost cât de cât ușor. Acum, cu două săptămâni înainte de concurs, ne-am petrecut o săptămână în Ibița, de fapt vreo 10 zile, dar o să ne raportăm cam la o săptămână. Dacă urmăriți toată seria de vloguri, o să vedeți și evoluția mea, o să vedeți că am dat jos 1 kg. De fapt, vă spun eu că am dat jos 1 kg, voi o să vedeți doar că arată mai bine. O să fac un scurt posing, să vă arăt forma mea, după care o să am o discuție cu băieții cu care m-am antrenat aici. Cam asta e cu pozarea, hai să dăm drumul la discuții, să tragem niște concluzii, să vedem ce e de înțeles. Ei sunt colegii, colegii de antrenament și de săptămâna asta. Câteodată m-am antrenat singur, câteodată ne-am antrenat toți trei, câteodată m-am antrenat doar cu el sau doar cu el. Am schimbat tot timpul. Cum vi s-a părut? Cum ți s-a părut ție, Ursane? O experiență. El e Andrei și îl cheamă Ursan, dar nu că e urs, că e așa mare, așa îl cheamă pe el. Așa a vrut tata și părinții. Câte kilograme ai? 100, am venit cu 109 aproape și acum după 10 zile de semidietă, antrenament, distracție, cred că am în jur de 107, am o diferență de vreo 2 kg. Bun! Ai fost luat în vacanță și să pleci mai puține kilograme? Niciodată. Cred că o singură vacanță am venit kill pe kill. Am plecat cu... Și ăla era deja wow, era câștig. Wow, da. Cea mai mare diferență am avut-o de 6 kg luate într-o vacanță la Turci. All inclusiv. La all inclusiv, da. Am avut ziua și kilogramul. Adică, bine aici cum s-a părut ritualul ăsta de antrenament? Deci se și poate. Plimbare și plajă, se poate să te și distrezi, se poate să mănânci echilibrat. Am fost și la restaurant de câteva ori. Micul dejun, într-adevăr, făcut aici, a făcut ca acasă. Adică n-a fost nicio diferență. Cei care ne urmăresc au văzut cam ce am mâncat, cam am arătat. Cei care n-ați văzut, dați înapoi și uitați-vă. Ideea e în felul următor. Omul a venit în vacanță să distreze, nu se pregătește pentru concurs la fel ca și mine, dar cumva s-a agățat și el de rutina mea, cu antrenamentul, cu mâncarea și a reușit să dea 2 kg jos în vacanță, fără să te simți într-un fel stresat. Nu, în nicio formă, chiar foarte, foarte sau... bine. În general, în vacanță ai tendința să zici că te simți umflat, ciudat, nu te simți bine. Păi nu te simți bine pentru că nu mănânci bine. De fapt, nu acolo, te hidratezi, nu te hidratezi, că ai tendința să stai pe plajă și să bei 7-8 beri care nu te hidratează. Exact, uiți să bei apă, mănânci haotic. Următorul este Alex. Următorul, da. Hai să-l băgăm pe Alex, care tocmai ce și-a terminat mărul. El a mâncat un măr, că începuse să-i tremure mâinile, cei că e la dansurile olimpice. Da, la mine e o mică excepție. Ne ajuți tu? Nu ne ajuți. Ce e aici? Ceai de ghimbir. A venit ceaiul de ghimbir. Să rămână, să fie primit. Eu am reușit să pun 2 kg pe mine. Cumva să revii, să le recâștigi, da, pentru că într-o săptămână. Cei care au urmărit de la început știu că el a avut 10 kg mai mult în cea mai bună formă a lui, le-a pierdut pentru că nu s-a mai ținut de treabă și săptămâna asta am zis: "Băi, dacă am venit la tine, te apuci de treabă. Faci și tu cât poți cu noi." Cum ți s-a părut volumul de antrenament și cum ți s-a părut ritmul de săptămâna asta? Mi s-a părut chiar foarte bine, mai ales că mi-ai spus... Dacă să vorbești un pic mai tare, ar fi genial, că s-ar putea să nu se audă. Pentru că mi-ai spus și ce să mănânc și cred că aici e marea diferență. Pentru că singur nu cred că reușeam să pun eu 2 kg într-o săptămână.
Dar antrenamentul, nu prea mai aveai motivație să te antrenezi. Da. Și câte antrenamente? În unele zile ai făcut și două antrenamente cu mine, da. Ai reușit să duci și două. Deci se poate, se poate. Voința. Am reușit să facem forță și l-am dus spre gimnastică, spre stretching pe seară, pentru că el are probleme cu coloana, are o hernie coloana de disc, nu? Coloana și în mână, da. S-a accidentat și la mână și cu toate astea a reușit să antreneze. Am găsit soluții, am găsit antrenamente pentru el care să nu-i dauneze articulației, să îi îmbunătățească. Zi-mi aseară, cum te-ai simțit după antrenamentul de aseară cu spatele? Aseară, după puțină yoga, niște exerciții de yoga, m-am simțit chiar minunat. Cred că a fost prima oară când te-am văzut așa, erai, da, aveai o față de aia, băi, nu-mi vine să crezi, se întâmplă de relaxat, cu corpul meu. Nu înțelegeam ce se întâmplă. A dispărut stresul, da, din corp. Și tu ai o istorie cu coloana și cu hernia, da, de disc pe, da, care, da, ai remediat-o tot cu stretching. Am avut, mi-a plecat o vertebră acum vreo 10 ani. Eram destul de greuț, m-am dus la o partidă de fotbal, deci nu în sală te accidentezi. Câte kilograme ai avut tu cel mai mult? 125. Uai, leu, tu dai seama presiune ce e acolo? Da, da, da. Și m-am dus la o partidă de fotbal. A doua zi n-am putut să mă mișc. Am zis că na, s-a întins ceva, ia ibuprofen. Am continuat să mă duc la sală până într-un punct am ajuns unde durea foarte, a fost ceva groaznic. N-am mai putut să mă mișc, m-am dus la doctor și mi-a zis doctorul vertebră deplasată. A trebuit să slăbesc, să fac exerciții pentru zona mediană, abdomen, lombar. Și după un an de zile coloana s-a așezat, am lucrat intensiv pentru zona mediană și de atunci am descoperit și stretching-ul, pe care nu îl făceam absolut deloc. Adică mușchii lombari sunt niște mușchi care nu îi băgăm în seamă absolut deloc. Na, toți vrem să vedem musculatura din față dezvoltată. Piept, dar umeri, brațe. Exact, acolo ne concentrăm. Dar mușchii paravertebrali sunt unul dintre cei mai importanți. Și odată descoperit stretching-ul, mi-au dispărut și durerile. Peste noapte. Oricum, mi se pare fantastic că un om atât de greu ca tine a reușit să remedieze problema doar cu stretching. Adică mi se pare că ești un norocos. Și eu fac stretching, dar cu toate astea, și n-am hernie de disc, dar cu toate astea, dacă renunț câteva zile, deja e acolo. Lombarul strigă, urlă la mine, știi? No, stretching eu fac, nu ajung să fac în fiecare zi, dar fac de vreo 4 ori pe săptămână și mă ajută enorm de mult. Ca să înțelegeți, eu am fost într-un punct în care, țin minte, în anul acela, cred că am mâncat într-o vară, am luat peste 100 de pastile de ibuprofen, nu știam ce să mai fac să-mi treacă durerea. Am făcut fizioterapie, mulți prieteni și mulți doctori mi-au spus că nu o să mai fac sport niciodată. Până am dat de un băiat, a fost un prieten din liceu, care acum se ocupă de recuperare fizică, preparator fizic, zis, Andrei, tot spatele tău este blocat, efectiv este blocat. Bravo. Trebuie cumva să lucrezi pe partea de stretching. Tu nu ai o problemă cu coloana, cu nervul. Tu ai o problemă mecanică. Un ligament din partea dreaptă este mult mai tensionat decât cel din partea stângă și automat îți trage tot corpul. Corect. Te deformează. Și corect. Am început să fac stretching și de atunci cred că au trecut 6 ani și nu mai am nicio problemă. Ar fi bine să treci și pe la Andrei, zic eu, să te mai alinieze un pic. Da. Și să vezi atunci next level de simțit bine. Nu zic că nu te simți bine acum, dar cred că poți și mai bine de atât. Corect. Ce ai învățat tu în săptămâna asta de când ne antrenăm împreună și cred că și mâncăm oarecum împreună? Da. Păi, în primul rând, am învățat ce înseamnă să faci stretching, cât de important este pentru coloană, pentru toate articulațiile. După care am învățat și am observat cât de greșit făceam toate exercițiile. Deci, acum am învățat să le fac oarecum corect. Să le simți. Da, să le simți. Să creezi conexiune, da, cu adevărat. Ceea între... ce până acum, de exemplu, făceam piept și îl simțeam de-abia la al treilea exercițiu. Și nu înțelegeai de ce. Da, și nu înțelegeam de ce, când era din execuție. Din execuția greșită. Bun. Dacă și frecvența antrenamentelor, cum ți s-a părut săptămâna asta? Că mai devreme ziceai că vorbeai cu prietena ta, cum de reușesc, da, eu să mă antrenez atât? Da. Mi se pare intens ceea ce faci tu. Dar cu toate astea ai ținut și tu pasul cât de cât. Adică pasul. Nu știu dacă ai ratat două antrenamente. Cred că chiar două. În rest ai făcut tot. Da. Deci
Poți, cam asta în condiții în care și muncești. Pentru mine e cam epuizant. E epuizant, dar tu n-ai nevoie de asta. Ți-am zis ce ai tu nevoie, ți-am zis câte antrenamente ai tu nevoie. Tu nu trebuie să faci ce fac eu, tu nu mergi la concurs. E important să fac de acum înainte tot ce m-ai învățat. Exact, exact. E important și poate promiți aici în fața camerei că încerci să te lași de țigări. Ce zici de asta? Aș încerca, am încercat, dar mai încerc o dată. Știi ce zic? De data asta să nu mai încerci. Eu zic să reușești direct. Cum sper să reușesc. Chiar de multe ori mă gândesc să renunț. Dar nu te mai gândi. Nu te mai gândi. Doar fă-o. Doar fă-o. Să vezi cât de bine te simți. Da. Aș vrea să te întreb. Săptămâna asta am mai observat, adică am stat în același apartament, ai văzut cam toate mesele mele, nu știu dacă ai ratat vreo masă de-a mea, ai văzut și antrenamentele, nu te-ai antrenat în fiecare zi cu mine, dar ai văzut 80% din ce am făcut. Cum ți se pare săptămâna asta, pregătirea asta de concurs? Ce aveai tu în cap, că tu ai cochetezi cu sportul ăsta de mult, ce aveai tu în cap care însemna o pregătire de concurs sau un om care e așa definit și ce ai văzut acum? Cam care ar fi diferențele? Păi, diferența este mare față de ceea ce gândeam eu și cum vedeam o pregătire pentru concurs și ce s-a întâmplat în săptămâna asta, ce s-a văzut. Detaliază-ne, spune ca să înțeleagă lumea. În general, majoritatea sportivilor când se apropie de ziua concursului, ultimele 2-3 săptămâni, se cam izolează în casă. Ceea ce nu este ok pentru psihic, din punctul meu de vedere. Deci, se poate să faci pregătire pentru concurs și în afara zonei de confort, pentru că majoritatea oamenilor le place să bage în zona lor de confort și să nu iasă de acolo. Remus a dovedit și a arătat că se poate face și altfel. Iar ca volum de mâncare, iarăși aici s-a demontat un mit din capul meu. În general, eu vedeam lucrurile așa. Te apropii de concurs, mâncarea dispare. Efectiv, ultimele două zile... ultimele două zile... Două săptămâni. Nu, zic, în ultimele două zile dispare cu totul. Fasting direct. Da, fasting, doar ne umezim buzele, să ne hidratăm. Asta era percepția dinainte. Așa era percepția. Când am văzut volumul de mâncare pe care îl mănâncă Remus, vă spun sincer, nu mă pot apropia eu la 108 kg, 107 kg. Adică tu ai peste mine 10 kg, cel puțin. Și eu nu pot să mănânc volumul pe care îl mănâncă el. Efectiv, n-am. Mi se pare wow ca și alimentație. Deci, oameni buni, se poate face și într-o zonă de relax și puteți să ieși și din zona de confort, să vă antrenați. Deci se poate nu face. Nu trebuie să faceți nici foamea. Nu trebuie să faci foamea. Astăzi sunt niște mituri care, uite, ușor au fost demontate în mintea mea. Spune-mi, te rog frumos, ca antrenament, cum ți se pare antrenamentul meu? Dar poți să, nu trebuie să mă laud sau ceva, poți să zici, bă, uite, efectiv părerea ta. S-a antrenat, din punctul meu de vedere, cel puțin în astea 10 zile, basics, deci numai exerciții de bază, volum, cardio și, după cum ați putut vedea și în vlogurile lui, fără echipamente extravagante, senzaționale, doar cu niște tracțiuni, cu niște gantere, un aparat fix, ne-am făcut treaba cu ele. Hai să le arăt sala un pic. Asta a fost sala. Uite sala. Ganterele, avem acolo tracțiunile, în fine, avem acolo și paralele, da? La Jeep acolo, vedeți paralele. Ca intensitate, cum ți-au părut antrenamentele mele? Foarte intense. Poate intense, mie mi se par slabe, sincer, unele. Adică nu știu dacă am avut 3 antrenamente intense, restul mi s-au părut, sincer, slabe, în sensul că nu mă simt eu power. Da, acum, na, și dieta, și alimentația, toate. Eu nu pot să compar când ești pe full carbo. Corect, nu, dar încercam doar să dau... Să simți aceeași compare, dar din punctul meu de vedere, cum s-a văzut de aici, s-a văzut foarte intens. S-a văzut bine. Acum, na, fiecare om își simte corpul într-un anumit fel. Din exterior se poate vedea cu totul altfel. Dar eu spun sincer, s-a văzut ok, arată bine, a evoluat corpul. Tu ai văzut diferențe real acum, da, real vorbind. Tu ai văzut diferențe de când am venit până acum? O vezi tu la ochi? Se vede, când faci antrenamentul automat te pompezi. Diferența o vezi când te trezești dimineața, seara și în timpul zilei. Și s-au văzut, pentru că au început să apară vene pe spate, vene pe abdomen,
tăieturile sunt mult mai adânci față de prima zi în care am ajuns aici. Deci clar o evoluție a fost și o evoluție foarte bună. Interesant că se observă și în exterior. Mie la început, acum 5 ani, nu prea vedeam diferențele astea, spun sincer, nu reușeam să le observ. Dar eu sunt subiectiv cu mine, eu nu pot fi obiectiv pentru că una este vezi în oglindă și alta este să te observe cineva din exterior. Exact. De asta vă și întreb acum real că vreau să văd cum e percepția voastră. Uite, Alex, de exemplu, încearcă să pună masă musculară și el nu prea are apetit, nu prea ai apetit. Și spre deosebire de mine, tu n-ar trebui să mănânci volumele astea, tu ar trebui să mănânci mâncare mult mai densă caloric. Deci tu ar trebui să mănânci mâncare mai puțină și mai densă caloric, adică tu să mănânci un pumn de mâncare și să ai mai multe calorii, cam cât aș avea eu într-un castron, într-un bol mare, da. Pentru că scopul tău e să mănânci cât mai mult caloric, scopul meu e să mănânci cât mai mult volum și cât mai puțin caloric. Dacă ai renunța, părerea mea, dacă ai renunța la micile obiceiuri pe care le ai, și anume, zile tu ca să nu le zic eu. Red Bull, cola, țigări. Vino mai aproape de el dacă vrei să fii în cadru. Mai bere. Opa! Părerea mea că astea ți-au din pofta de mâncare. Asta e părerea mea. Da, și clar, cafeaua dimineața de obicei. Mă trezesc, mi-e foame. Dar beau o cafea și s-a dus foame. S-a dus pofta de mâncare. Pentru că inhibă tot ce înseamnă. Tot ce asta poate fi bine, de exemplu, în cazul tău care vrei să dai kilograme jos. Da. Dar în cazul tău care vrei să pui kilograme, atunci nu mai e bine. Și atunci trebuie să știi ce să alegi în viață, ce să știi ce ți se potrivește ție. Ai scop să slăbești, ok, atunci te păcălești cu chestii și nu mănânci. Te duci un pic. Te duci spre antrenament. Nu poți să mănânci, atunci încerci să mănânci, nu știu, cât mâncăruri care îți plac și care sunt cât mai dense caloric. Tu, de exemplu, te-ai antrenat săptămâna asta pe stomacul gol și ai mâncat foarte bine după antrenament. Noi ne-am antrenat tot pe stomacul gol. Am mâncat bine după antrenament, dar binele nostru era un pic altfel. Adică la noi bine înseamnă volum mare. La tine bine înseamnă să ai, nu știu, 200 de grame de carbo minim, da, după antrenament. Cam asta ar fi. Bogat caloric. Da. Revenim acasă în câteva zile. Ce ai de gând să faci când ajungem acasă? Evident că o să continui ce am început. O să introduc în planul meu săptămânal o zi de fasting de 24 de ore. Pentru că l-am experimentat înainte să vin aici, cu o săptămână jumate, iar rezultatele au fost senzaționale. Adică, practic, nu mănânc 24 de ore, iar restul de 6 zile mănânc normal, dar am un deficit de 5.000 de calorii. Practic, nu mai trebuie să mă mai înfometez în fiecare zi sau să mănânc sub calorii. Mă abțin pur și simplu, te concentrezi 24 de ore și după aia, cele următoarele 6 zile, îți menții același ritm. Sună foarte bine. Da, antrenamentele o să le împart în două. O să încep cu cardio dimineața pe stomacul gol 30-35 de minute în prima săptămână. Iar seara o să fac un antrenament, o să îl împart în două. O să fac o zi upper body, a doua zi lower body. Iar o zi o să am pauză și am să repet acest lucru. Și o să vedem ce se întâmplă în următoarele 3 săptămâni. Din punctul meu de vedere, cred că o să fie ceva wow pentru mine. Pentru că am văzut ce a însemnat acel fasting de 24 de ore. Până atunci am făcut de 14 ore, 16 ore cel mai mult, dar la 24 de ore a fost senzațional. Adică pentru mine, cel puțin, pentru o persoană care este supraponderală, adică am ceva kilograme în plus față de înălțimea mea, m-a ajutat foarte, foarte mult și m-a motivat enorm de mult. Pentru că vezi rezultate, nu pierzi masă musculară, că n-ai de ce să pierzi masă musculară, că ai un surplus caloric acolo. Dacă ai atins subiectul ăsta, fii atent, te duc acolo unde am vorbit noi mai devreme, că na. Dacă vă uitați la brațele lui, flexează un pic. Uitați la brațele lui, arată definit. Dacă vă uitați și la picioare, arată-ne și picioarele. O să vedeți că la fel sunt sparte, arată definit, da? Dacă îl judecăm după picioare și pe brațe, o să ziceți că are 10% grăsime, pentru că așa apare. Acum arată-ne și problema. Bun. Asta. Ai avut zona asta nu... Corect. Ai avut câteva încercări să dai... Ia loc, da. Te rog. Ai avut câteva încercări de-a lungul vieții tale să dai chestia aia jos. Spune, te rog frumos, ce te-a oprit? Unde te-ai împiedicat pe drum? Undeva... Cam ce-am legat asta cu masa musculară. Da. Eu cred că acolo e problema. Mental, tu credeai că pierzi... Masa musculară. După o lună jumate de dietă, cu restricții calorice, simțeam că pierd din volum, nu mai eram la fel de rotund, eram plat. Problema a fost că
mă opream exact când trebuia să nu mă opresc, să intru în acele depozite pe care le-am acumulat în 10 ani. Ceea ce acumulezi în 10 ani, n-ai cum să le dai jos în 3 luni. Practic trebuie să faci un detox, să ducă toată grăsimea după tine și după aia să începi să reconstruiești, să pui masă musculară cu... automat cu acolo unde crezi tu că ai lipsuri, dar din punctul meu de vedere eu cred că tu mental simțeai că dai masă musculară jos. Însă masa musculară aia e pe care o ai. Dacă ai o alimentație echilibrată, cel mai probabil că nu o să dai masă musculară jos, dar într-adevăr pierzi volum. Iar volumul ăla mental te afectează. Dacă tu ești obișnuit să fii masiv, mai ales cum ești tu obișnuit să fii urs. Spune-ne și tu, Alex, cum crezi că va continua viața ta de aici încolo, adică pregătirea ta sau antrenamentele, mâncarea, ce vrei tu să faci de aici încolo? Deci vreau, de data asta vreau să fac exact cum mi-ai explicat tu. Adică antrenamentul dimineața pe stomacul gol, alimentația să fie una corectă. Și cel mai important să fie potrivită ție. Da. Asta e important, pentru că eu ce ți-am zis nu că așa e cel mai bine la modul general pentru toată lumea, să ne înțelegem. Eu nu i-am recomandat să antreneze pe stomacul gol ca să pună masă musculară. Însă el are o problemă, el nu poate să mănânce. Înțelegeți? Și atunci i-am găsit soluția asta pentru el special. El nu poate să mănânce dimineața și atunci, ok, antrenează pe stomacul gol și după aia ai apetit. După antrenament ți-e foame, nu? Abia aștept să mergi la masă acum, nu? Bun. Ăsta nu și-a făcut treaba, nu? Morcov, ăsta, mărul. Bun. Deci cam asta e treaba, să fie și optim pentru tine. Bun, și vrei să-ți depășești forma care am avut-o noi împreună, pe care am avut-o de acum 70 și câte kilograme? 72. Mamă, ce bine arătai atunci. Da. Trebuie să bați forma aia. Deci am încredere în tine că bați forma aia. Vreau să rămâi cu motivația asta pe care o ai acum și după ce plec eu de aici și să continui fix ca și cum am fi aici, să-ți imaginezi că suntem aici când ți-e mai greu și când n-ai chef de antrenament. Și să o duci la capăt. Că ai văzut că eu, când n-ați fost voi aici, eu tot am dus antrenamentul. Da. Chiar dacă mi-era greu. Credeți-mă că mi-era nu greu. Foarte greu. M-aș fi întins să stau la soare acolo, la piscină, grav de tot. Dar când știi că vrei ceva, trebuie să o duci la capăt. Înțelegi? Și trebuie să înțelegi că nu întotdeauna va fi cel mai bun antrenament și cel mai eficient. Dar dacă îl faci, e mai bine decât dacă nu-l faci. Dacă nu-l faci, da. Cam asta e treaba. Bun, băieți, vă mulțumesc pentru săptămâna asta. Eu mulțumesc chiar mi-am eu. Luat energie de la voi super multă. La fel și eu. Da, am învățat toți câte ceva unul de la altul. Ah, vreau să te mai întreb, crezi că păstrezi ceva din ce ai văzut la mine săptămâna asta în perioada următoare? Acel castron mare de salată pe care am să-l mănânc și o seară. O să încerc, de fapt, o să încerc. Nu știu sigur dacă o să-l dovedesc de prima, dar probabil ca și în sport o să... Progresiv, o să crești. Progresiv o să ajung să mănânc și o oală din aceea mare de salată. Super, băieți. Oameni buni, v-am prezentat poveștile lor și povestea mea pentru a fi inspirați și pentru a înțelege că există soluții la orice. Nu vrem să ne dăm mari. Eu nu m-am pus aici ca să mă compar cu ei. Mamă, ce definiți sunt față de el sau mamă, ce mare sunt față de el. Din contră, vreau să vă arăt că, uite, se poate să fii și mai mare ca mine, se poate să fii și mai definit ca mine. El e mai definit ca mine dacă n-ar, adică în perioada lui normală. Eu în off-season nu sunt la fel de definit ca el, că practic ăsta e off-season-ul lui, da? Deci încerc să vă arăt toate scenariile posibile și să vă arăt că există situații din care poți să ieși orice ar fi. Dacă v-a plăcut, dacă v-a inspirat, dacă aveți în cap un mit sau o concepție greșită pe care, nu știu, am reușit să vă distrug cu acest vlog, să știți că e un lucru benefic pentru voi. Lăsați loc de întrebare tot timpul, fiți sceptici, așa cum spune și Marius, întrebați-vă de fiecare dată, dar dacă se poate, că e ușor să zici, n-are cum, nu se poate, talala, palala, știți voi, steroizi și alte cele. Așa că dacă v-a plăcut, like, subscribe și toate cele, v-am pupat, la revedere, yeee! Mamă, cum se vede aici, ești nebun, anabolic light! Cineva care are emoții în fața camerei a învățat finalul, te ascult! Like, subscribe și toate cele, v-am pupat, la revedere! Power! Bate aici, asta e! Zici și tu, ursule, ai învățat-o pe asta? Nu, n-am învățat-o, o să mă împleticesc, o să... Like, subscribe și toate cele,
Like și subscribe. Like, subscribe și toate cele. V-am pupat. V-am pupat. La revedere.